Slăvit să fie Domnul! Poezia aceasta face legătura dintre timpul de rugăciune și amintirea morții Domnului pe care noi o vom comemora în această zi. Vreau să învățăm de la Domnul să ne rugăm. Domnul Iisus, în grădina Ghețimani, s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Și spune Scriptura că din pricina evlaviei lui a fost ascultat. Slăvit să fie Domnul! Paharul. Ghețimani, cuvânt de slavă, floare din etern mănunchi, bătălie înfiorată câștigată pe genunchi, ceas de luptă fără seamăn și dezbatere încordată, freamă ce-a umplut de spaimă toată bolta înstelată, veșnicia omenirii pusă toată pe un cântar, pe un taler condamnarea și pe altul un pahar. Un pahar stătea în față și Iisus privea îngrozit. Tot păcatul omenirii trebuia acum sorbit. Tot noianul de osândă din străvechile cetăți aștepta în negru clocot ceasul asprei judecăți. Tot desfrâul din Sodoma, toată cloaca din Pompei, urăciunea lui Mamona și a mulțimilor de zei, toate cheagurile negre de pe arginții din Ungher, a negoțului de oameni, de onoare și de cer, toate petele de sânge de pe vultul roman, de pe mâinile lui Nero și a lui Diocletian, tot ce a strâns și ce va strânge vechiul șarpe ca trofeu, de la sângele lui Abel până la păcatul meu. Vai ce clocot, ce urgie, ce mocirlă fără fund! Tată, strigă în beznă fiul, tată, văile răspund! Ție toate-s cu putință, n-ai măsură, n-ai hotar, tată veșnic depărtează de la mine acest pahar. Dar pe celălalt taler, plin de sânge pe oblânc, soli călare duc o ceată către focul din adânc. Subt de secolii căinții trece încovoiat Adam, Noe tresărind de râsul și batjocora lui Ham, David în zadar ștergându-și pata de pe brațul drept, și în fum de idol trece Solomon, cel înțelept. Trec profeți, martiri și preoți, toți cu sufletul pătat, căci în lumea asta nimeni n-a trăit fără păcat. Dar să moară în ghienă un David, un Daniel, și acum iată-i față în față o năpârcă și un miel, cerul întreg privește lupta, cine va cădea răpus? Și broboane mari de sânge curg pe fața lui Iisus. Sfinte Tată, strigă fiul, crucea e nespus de grea, totuși, facă-se, Părinte, gândul tău, nu voia mea. Osana, răsună cerul, cântă îngeri în văzduh, s-a încheiat cu biruință lupta lui Iisus în duh. Pot să vin acum, ostași. Iată-i, jertfa își aleg, dar Iisus acum e gata de a sorbi paharul întreg. Și pe crucea din Golgota, sus între pământ și cer, vor lupta cei doi puternici, mielul sfânt și Lucifer. Dar când Iosif coborâba corpul sfântului titan, nevăzut, pe crucea goală va rămâne înfipt Satan. Amin. Amin.